Din păcate că nu mi-am adus nicio povestire cu mine, am fost luat prin surprindere. Ai o carte acolo, dacă vrei. Eu m-am pregătit pentru un chef monstru, așa aici, da? Ne fiind așa ceva, mi-au înghețat și picioarele și atunci m-am gândit la mare și pe loc, așa, am scris o mică povestire. Se numește Scoicile. Marea plecă, venise refluxul. Pe nisipul umed rămaseră scoicile care nu reușiseră să se retragă odată cu apele răcoroase. Își închiseră ermetic valvele, păstrând în interior câteva picături de apă. Apoi veni căldura soarelui, care uscă nisip. În căldura crescândă, scoicile se deschiseră ca niște guri ale unor înnecați, căutând o gură de aer salvator. Însă acum sosiră păsările, cu țipete sfâșitoare la prânzul de fiecare zi, și cu ciocuri ascuțite smulseră carnea din îngălișul de Sidef. Seara, pe plajă, rămăseseră scoicile ca niște ruine după un război cumplit, așteptând valurile să le transforme în nisip. Sau mâinile copiilor. Hai, Mihai! Hai că acum ai nerugată! Mihai este secretarul catacombei. E prima oară când se produce. La catacomba are un curaj deosebit. Ai, nu mai știm dacă va. Bun, Mihai. Deci am să vă citesc câteva gânduri. Dar... Mai tare. Emoții. Mănăstire, lumină sacră a Sfintelor Lumânări. A doua, în amulțarea caldă a bisericii, cimitirul, viu pomenic de istorie. Și o mică poezie. După Jacques Prévert, iubito, te-am căutat la piață, dar nu te-am găsit. Iubito, te-am căutat la piața de flori, dar nu te-am găsit. Te-am căutat la piața de sclavi, dar nu erai. Te-am găsit în inima mea, iubito, sclava mea. Mulțumesc! Bravo! Bravo. Ia uite-te, și deja preferă, nu mai e loc. Are cuvântul domnul Florentin Popescu. Va avea un cuvânt mai larg pentru trei catacombe, pentru Bolintin, pentru aici, pentru anul ăsta, da? Și avea ceva singurul care a citit ceva de lui. Da? Aveți un cuvânt mai larg. Ceea ce e cam rar pentru tine, că tu ne citești pe toți. E drept că printre rânduri, dar să nu să lărgesc cuvântul, pentru că nu e cazul și nu e momentul și, mă rog, toată lumea stă cu platoul de dar nu-i spaștru. Mă rog, și sfata mai bine, ne mutăm. Fără să fiu protocolar, vreau să mulțumesc părintelui, să mulțumesc doamnei Ghea pentru opinia de aici. Eu n-am știut și vreau să vă spun că plec de aici cu sentimentul că doamna Lia, începând de astăzi, a crescut în ochii mei prin ce a făcut pentru biserică, pentru comună și am văzut și monumentele din cimitir. Nu credeam și nu știam. Pentru că eu cunosc foarte puține lucruri din viața doamnei Lia. O cunosc prin literatură, prin ce a scris. Ca persoană știu mai puțin. Vii să bătă pe mine. Decât știe toată lumea. Mă rog, ce funcție a avut, unde a lucrat și ce a făcut. Asta știu și eu. Dar niște chestiuni de ordin sufletesc, de ordin spiritual, nu le cunoșteam, nu le cunosc, dar ce s-a petrecut astăzi și prin ce am văzut că a făcut și face pentru nevoiești, repet, a crescut în ochii mei mai mult decât crede Dânsa și mai mult decât crede Jean Andreiță. Cu siguranță. Și cu asta am încheiat. În persoana părintelui, am spus-o și anul trecut când am fost aici, am descoperit un scriitor, eu știu, care vine de undeva, Ion Creangă, din Calistrat Hogaș, din marii noștri scriitori, cu umor, cu simțul limbii, cu simțul observației. Mai mult nu spun pentru că v-ați convins de ce a citit aici. Eu i-am parcurs foarte atent cartea, am și reprodus un text în revista pe care o conduc, din aceleași motive, pentru că este, într-adevăr, o mare surpriză literară. Și, părinte, mă așteptam, m-ați dezamăgit puțin, că mă așteptam astăzi să veniți cu volumul 2.
acela, n-ați venit. Poate că data viitoare o să veniți. Înțeleg că e Noria și v-a ocupat timpul și n-ați avut vreme să vă ocupați. Dar personal și sincer și sufletește și omenește, vă rog să continuați că sunteți pe o linie bună, ați găsit ulița dumneavoastră pe care nu mai are nimeni. Toți caută fel de fel de nebunii, de experimente literare, dar vreau să v-ați găsit chestia asta care e foarte simplă, merge la sufletul omului, ați văzut și reacția de aici. Și probabil că și reacția la modul general, dincolo de sală și la alt cititor, probabil că reacția va fi aceeași de acolo și mai mare. Vă felicit și mă bucur pentru destinul dumneavoastră și literar, nu mai preoțesc. În altă ordine de idei, ai zis ceva de carte că ai citit. Da. A, domnule, păi dar eu am mat timpul aici, domnule. Marele păcat al unora dintre ziariștii pe care eu i-am adus la Crestul Literar e că se grăbesc. El e unul dintre ei. Cum să zic? E până la el la perieță de parte. Așa e, până aleargă să ajungă acolo. Jade, mergi și tu pe principiul pe care merge Dan Fruntela, că festin alente. Nu mai am timp. Voi aveți. N-am nimic contra. Vă urez să aveți cât mai mult. Sunt în armă. Da. Mai are timp ce este bealent. Am înțeles. Câteva vorbe despre doamna Lia Maria Andreiță ca scriitoare. Eu o cunoșteam ca tapiser. I-am admirat expozițiile, albumele și tot ce am avut de sa, dar ca scriitoare o cunoșteam mai puțin. Cartea pe care ne-a dat-o mai am și care ne-a încântat pe toți, a avut și la Săr și la Târg și la Cap de Rol și la alte locuri, a fost un început pe care inițial credeam că este o experiență, este o experiență, o trăire a unui artist plastic. Dar acum a venit, după 10 de ani, mi-a dat al doilea volum, care este un roman. Un roman scris cu aceeași foarte fină tăietura frazei și cu observație psihologică și cu, eu știu, descrierea unor lucruri și cu perceperea unor realități actuale, încât te uimește și n-ai zice că această doamnă așa de tăcută, frumoasă, care stă pe aici așa, ne întâmplă, te mulțumește și așa mai departe, este în stare să scrie un asemenea roman. Eu l-am citit, pentru că, mă rog, asta e datoria ta. Acum, peste o săptămână, o să o fac o carte, eu v-am citit pe toți, care e la volumul 5. Și vă citesc pe toți, nu scriu despre toți. Scriu și eu, se vede că n-am cum să scriu despre toți. Dar despre doamna Lia Maria Andreiță, simt nevoia să scriu, pentru că are o percepție și un simț al descoperirii specificului feminin, de suflet, de întâmplări, de lucruri. O să vedeți acolo, o să citiți cartea, probabil, cine dintre voastre va citi, și o să vedeți cât de bine cunoaște psihologia feminină. Și merge și la așa lucruri de foarte mare actualitate, cu escrocii din ziua de azi, cu șmecherii care știu să se aranjeze, să se dea după vremuri și să schimbe plana, dar să nu schimbe ravurile și toate celelalte lucruri. O să le găsiți în cartea asta. Nu e o lansare de carte, vă spun acum la premieră. Dacă va face o lansare și o să mai invite, o să le spun atunci mai curat. Da. Partea a doua. Asta e tot. Păi n-ai zis nimic despre politic. Acum atunci să vă spun... Păi și reprezentat politic aici. Să vă spun de la Bolentin. La Bolentin... Păi ieri am fost acolo. Da, am fost ieri acolo. Vreo 10 ani de zile. Alaltă ieri am fost. Alaltă. Vreo 10 ani de zile... Da, exact. Vreo 10 ani de zile am scos o revistă cu un prieten al meu, Dumnezeu să-l ierte, a murit acum 2 ani. Împreună cu el și cu Raluca și de față, făceam o revistă Sud. O revistă care... Ești aici o carte despre care v-a rău pus exact la expoziție. Ajunsese am adus-o în Sud. O revistă care ajunsese un brand. Noi mergeam des pe la manifest, ne vedeam la diverse chestii, țindrofii prin țară, întâlniri cu reviste, cu edituri, cu nu știu ce. Și omul ăsta, deși El era puțin alcoolic, cum știe toată lumea, dar avea un fel de carism, avea un fel de aură și reușea să câștige prietenia tuturor. Și
Și dacă se întâmpla să nu mergem împreună la satul mare sau la Focșan sau nu știu unde și ajungeam singur, prima întrebare când mi-a spus, dar pe Costică unde l-ai lăsat? Mă rog, Costică nu venise din motive. El a fost un foarte pasionat ziarist, ca și Jean Andreiță, ca și Bede Răbescu, ca și Dan Proteleată și mulți alții. Și din pasiune a scos revista asta. Revista asta care la început a fost finanțată de Primăria de Volintin, de Consiliul Județean Giurgiu, care mai târziu, cum se întâmplă la noi, și-au luat mâna, și-au luat mâna de pe revistă. Dar revista a rămas. Și acum... Și-au luat banii, mă, mâna de pe și-au luat banii. Da, am mai dat banii. Și-au luat banii după revistă. Și acum, dacă mai vă suportați puțin,